Salutare acvariști și acvariste, un mic update la evoluția situației legate de înmulțirea peștilor. Am reușit să separ vreo 5-8 bucăți de icre într-un recipient, o să vă arăt și recipientul. Acesta ar fi. Problema este că icrele s-au umplut de mucegai și o parte se pare că a mai rezistat, însă nu au fost fecundate și asta este o problemă, dar o să le mai țin un pic aici ca să nu exclud un miracol ceva, dar nu prea văd șanse ca lucrurile să evolueze înspre mai bine. Cred că am comis o greșeală când am pus această frunză. Intenția era să pot genera niște creaturi microscopice numite infuzoria sau infuzoria. Și aceste creaturi microscopice ar fi furnizat hrană pentru pueții ecluzați. Din păcate, mă tem că acest lucru nu se va întâmpla. Pe lângă asta, mai am un motiv să rețin acest recipient exact așa cum este. Plantele verzi scot amoniacul care era în apa pe care am luat-o din acvariul de emulțire, ceea ce a fost o altă greșeală. Am amoniac pentru că filtrul nu este încă complet ciclat și am învățat și din asta un lucru. Deci plantele verzi rămân așa ca să mai purifice apa și frunza rămâne ca să ne furnizeze acele animăluțe în caz că totuși reușesc să fac o separare din asta de icre fecundate care o să și ecluzeze cu timpul. Deci partea asta este un eșec, ce puțin așa se pare până acum. În caz că vă întrebați de ce este recipientul acoperit, răspunsul este că nu vreau să pierd apă prin evaporare. Vreau ca parametrii apei, în special duritatea și pH-ul, să rămână cât de cât stabile. Aș lega de pH, când băgăm plante din acestea, gen frunze sau lemne, atunci riscăm să scadem pH-ul. Eu nu am mai verificat acest parametru și nici nu o să fac o teoretizare de genul, că sunt convins că este așa sau așa. Pur și simplu nu mă interesează, pentru că a doua versiune de incubator o să funcționeze diferit și o să vedeți acum. Deci aici avem un alt recipient în care am băgat apă scoasă din acvariu mai mărișor. Acest acvariu este ciclat și maturizat de ani de zile, deci nu avem probleme de genul acesta. Aici nu se mai intre niciun fel de frunze sau alte lucruri care se pot descompune și am mai pregătit și albastru de metil. Această substanță este bună pentru prevenirea mucegaiului. Deci în acvaristică își are locul, dar nu pentru a trata boala grișului sau alte boli cauzate de protozoe sau de viermi intestinal. Deci nu este un medicament miracol, este împotriva mucegaiurilor și altor tipuri de infecții fungice. În anumite cazuri ajută și la preluarea și procesarea oxigenului de către pește, dar se folosește numai ca prim ajutor, nu ca substanță folosită permanent în acvariu. Și cam atât despre introducere, să trecem la fapte. Nu mi-am amintesc dacă v-am zis în alt episod, o să reiau acum. Deci care a fost ideea? Peștii sunt băgați în acest acvariu care arată steril și probabil a avut o impresie similară cum am eu dacă mă duc la un strand din ăsta artificial făcut de om. Doar forme pătrățoase și totul e gol, fără viață. În natură, peștii caută niște locuri cu scobituri sau cu denivelări în care să-și depună icrele și dacă vă întrebați cum de în natură nu își consumă icrele și vedem că anumiți acvariști folosesc tot felul de site și alte lucruri care pot fi utile sau nu în funcție de experiență. În natură, multe specii ajung în apropierea malului, acolo unde apa este foarte mică, să zicem că apa are 10, maxim 20 de centimetri, dar cred că 10 e o variantă mai realistă, deci vorbim de pești din ăștia mai mici. Am văzut acest lucru și la noi la Olt. Deci adulții vin acolo, se împerechează acolo și sunt câteva motive pentru care icrele nu sunt consumate. Primul motiv este că este apă curgătoare și peștii tind să se împerecheze în același loc fizic, indiferent de cursul apei. Deci apa ia icrele și le transportă mai încolo. Deci șansele ca icrele să fie consumate de adulți sunt mult mai mici. A doilea lucru, au denivelări, au pietricele și asta înseamnă că nu-și pot băga nasul între acele pietre, sunt pietre relativ mari și nu mai au acces la icre.
Deci avem doi factori din ăștia foarte importanți și când am băgat planta aceasta ca să absorbă din amoniac, m-am gândit și la varianta asta și chiar s-a adeverit a fi corectă, că în momentul în care le furnizez un loc special care arată complet diferit de tot spațiul acesta steril, o să vrea să folosească pentru împerechere. Și așa se și întâmplă aproape în fiecare zi, în prima jumătate a zilei când soarele bate în acvariu, atunci peștii se împerechează. Și când vorbim de pești zebră și leopard daniu, eu am leopard, când vorbim de aceste animale, atunci trebuie să luăm în calcul intensitatea luminii. Deci dacă vrem să se împerecheze, cam asta e toată ideea, să expunem acvariul la soare în primele ore ale zilei. Deci cred că e destul de important ca dimineața să se întâmple acest lucru, nu știu dacă se vor împerechea și după amiază. La mine, în mod cert, se întâmplă asta în prima jumătate a zilei și așa scrie și în anumite surse de documentare. Deci am ghiveciul acesta. Și prima problemă a fost că are niște breșe pe acolo și icrele cădeau afară. Și atunci am mai luat încă un ghiveci și între ele am pus o folie de plastic, de fapt o bucată dintr-o pungă, și atunci icrele care cad înăuntru nu mai pot ieși. Iar blocarea accesului peștilor la icre este garantată de niște chestii ceramice pentru fixarea ghivecilor sau o piatră de aer, dar puteți folosi și orice pietricică, ideea este să fie sterilizat, să nu aduceți bacterii în acvariu. Și în momentul în care se împerechează, chiar dacă vor consuma câteva icre, în teoria mea, altele o să cadă înspre jos și de acolo nu mai are cine să le scoată. Acum, singura întrebare care a rămas fără răspuns până acum este dacă masculul este capabil să fertilizeze icrele sau doar se zbate pe acolo și în practică nu poate să expulzeze spermă. Și dacă vă întrebați de ce mă întreb eu despre asemenea lucruri, motivul este că am apă relativ dură și deși în teorie peștii rezistă la această duritate, este posibil ca calciul din apă să se depună în căile lor reproductive, adică în organelor genitale, și să blocheze accesul spermionilor din interiorul peștelui înspre exterior, adică nu mai poate să expulzeze acele substanțe. Hai să scoatem acum planta cu ghiveci cu tot. Sper să nu o rup. Deci ce ar urma acum să fac e să încerc să recoltez icrele. Încerc să fac în așa fel încât să vedeți și voi. Aici avem și ceva mizerie. E foarte posibil să nu vă pot arăta icre propriu zise, chiar dacă găsesc, sunt aproape imposibil de filmat cu această aparatură pe care am eu. Și acum încerc să clătesc ghiveciul în așa fel încât să fac un pic de mișcare și astfel să scot acele presupuse icre care tot în teorie sunt fertilizate. Aici sunt niște lucruri gelatinoase de culoare albă, care în teorie pot însemna și icre fecundate din care au eclozat pești și au murit acolo pentru că erau blocați din cauze mecanice, deci din cauza felului în care am asamblat ghivecele. Deci eu încă văd șanse foarte mari să eșuez și cu această tehnică, dar încă mai am cel puțin o idee cu care să continui. Cândva cineva mi-a zis că singurul factor limitator pe care l-am în viața asta este partea financiară, nu și lipsa de idei. Și în acest caz vă pot garanta că încă mai am la ce să mă gândesc. Da, cam aici o să mă opresc, să bag înapoi ghiveciul. Încerc să fac în așa fel încât să acopăr toate acele breșe. Așa. Ce am aici sunt niște depuneri, probabil urme de fecale, și o să încerc să curăț acestea cu
Apropo, văd ceva mișcare, dar nu știu ce este. Apropo, mi s-a părut mie. Deci o să încerc să curăț aceste urme de fecale și... A, da, văd niște copepode, probabil nu se vede pe ecran. Sunt creaturi foarte mici, mult mai mici decât icrele, deci nu sunt pești, din păcate. Deci o să încerc să scot cu o eprupetă aceste mizerii și să vedem după aceea ce se întâmplă. De fapt, avem viață și avem mai mult decât niște copepode, dar nu știu cum să vă arăt că această cameră face pe prost-o când primește lumină puternică. E aproape de imposibil, dar este posibil să vă arăt cât de cât. Deci aici, în zona asta, probabil nu se vede destul de bine, e un punct negru. Chiar la vârful pipetei, acolo avem o icră în care se mai zbate câteodată un peștișor, deci încă nu este eclozat. Aici avem altul, aici avem un peștișor mort, ăsta negru, și mai avem pe undeva un peștișor viu, care s-a dat dispărut. Și din moment ce avem și viață microscopică pe aici, nu mă voi grăbi să golesc nimic de aici, nici măcar acele urme de fecale, pentru că acele generează bacterii și cât timp nu sunt în cantitate foarte mare, ar trebui să ne furnizeze ceva mâncare pentru peștișori. În teorie, într-o săptămână, 10 zile deja, o să vedem dacă sunt capabili să-i țin în viață sau nu. Partea bună este că am această mică fermă de Daphnia și de acolo aș putea să le dau și ceva Daphnia mai mică, niște juvenili. Și dacă nu, atunci o să eșuez și va trebui să perfecționez și metoda aceasta de hrănire. Mulțumesc pentru atenție și ne vedem în episodul următor.